În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins. Dar după cuvântul tău, voi arunca mureașa din nou. Pentru cei mici părinți, iubiți credincioși, vedem din Sfânta Evanghelie de astăzi că ascultarea apostolilor de cuvântul Domnului de a mai arunca încă o dată năvoadele în apă, ascultarea lor a fost răsplătită cu mulțime de pește, încât mrejile lor se rupeau. Iată cum este răsplătită de către Dumnezeu ascultarea omului. În contrast, o ascultare este neascultarea de unde se nasc toate răutățile și toate fărădelegile lumii acestei. Astăzi m-am gândit să vorbim puțin despre, tocmai despre acest lucru, despre ascultare și neascultare. Sfânta Scriptură este plină de astfel de exemple de neascultare sau de ascultare. Chiar de pe primele pagini ale Sfintei Scripturi, în Cartea Facerii, aflăm că Adam și Eva au fost izgoniți din Rai tocmai pentru neascultare. Pentru că nu au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, de nu a mâncat din pomul cunoștinței binelui și al răului. Și astfel, binecuvântarea lui Dumnezeu a fost înlocuită cu moarte și blestem. Iată ce spune Sfânta Scriptură. Pentru că ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci, blestemat va fi pământul pe tine. O stemneală să te hrănești în el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă îți va rodi el și te vei hrăni cu iarba trupului. În sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care ești luat. Căci pământ ești și în pământ te vei întoarce. Răul a intrat atunci în lume, începând un șir lung de chinuri, de suferințe pentru lumea întreagă. Potop, foc, bucioasă din cer, robie în pământ străin, 40 de ani de rătăcire în pustiu, secetă, grindină, furtun și câte și mai câte. Toate pentru neascultare. Patriarhul Avram, fiindcă a dat ascultare cuvântului lui Dumnezeu, a fost binecuvântat. Moise, pentru că nu a ascultat o singură dată de cuvântul lui Dumnezeu, în pustie Dumnezeu i-a spus, vorbește stânce acesteia să dea apă pentru popor. Iar el nu a vorbit cu stânca. Cum să vorbească cu o stâncă de piatră? A lovit stânca cu o iarbă. Și pentru această neascultare Dumnezeu l-a oprit de a intra în țara făgăduinței. În țara Canaanului murind, chiar la marginile Hotarului, înainte de a împăși în țara făgăduinței, țara Canaanului. Regele Saul, pentru neascultare, a fost îndepărtat de împărăție. În contrast cu neascultarea lui Adam și Eva, în Noul Testament avem două pilde de ascultare care se ridică mai presus de orice închipuire omenească. Primul exemplu este al Mântuitorului Iisus Hristos, care s-a deșertat de sine de slava sa dumnezeiască. A venit în lume ca un rob și ca noul Adam, a răstignit
păcatele lumii pe cruce, făcându-se ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce, cum spune Sfântul Apostol Pavel. A doua pildă de ascultare în Noul Testament este cel al Sfintei Fecioare Marie, care în contrast cu vechea Eva, noua Eva, Sfânta Fecioară Maria, la glasul Arhanghelului Gabriel, care aduce vestea minunată că va naște pe Fiul lui Dumnezeu, ea se supune și spune: fie mie, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău în pace. Și astfel devine cea mai cinstită decât Sfântii și mai mărită fără de asemănare decât Serafim. Iată deci ascultarea față în față cu neascultarea. Una aduce moarte, alta aduce viață. Una aduce odihnă, alta aduce chin. Una aduce tristețe, iar alta aduce fericire veșnică. Adam și Eva se afundă în pământul neascultării, iar Mântuitorul Iisus Hristos și Sfânta Fecioară se ridică la cer, urmând voia Tatălui Ceresc. Desigur, îmi veți spune că acestea sunt două modele absolute și că nimeni nu le poate urma tocmai precum Iisus sau Sfânta Fecioară Mare. Dar nimeni nu ne împiedică în această lume să tindem spre asemănarea cu Hristos. Fiți desăvârșiți, precum și Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Lucrul acesta este cu putință. Ne arată Sfinții, cetele de martiri, de mucenici, care ne-au arătat prin viața lor că și noi ne putem apropia de Hristos, care este modelul nostru suprem. Așa au făcut astăzi Sfinții Apostoli, văzându-și la toatele, rupându-se de peștii ascultării, au lăsat totul deoparte și au urmat necondiționat pe Învățătorul lor, pe Iisus Hristos. I-au urmat așa cum erau ei, oameni simpli pescari din Tatăl în Fiul. Cu puțina lor minte, cu imperfecțiunile lor, au început cu frică de Dumnezeu. Auziți ce spune Apostolul Pavel? Ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Știm că în săptămâna patrulor Petru s-a lepădat, dar s-a căit de păcatele sale, încât a continuat să meargă pe drumul, pe cale pe care i-a arătat-o Învățătorul Său. Sfinții Apostoli au ascultat mai târziu porunca Mântuitorului, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Răspândind astfel bucuria învierii în toată lumea, au mers cu ascultarea până la capăt, ca și învățătorul lor, primind moarte muncenicească pentru credință. Apostolul Petru a fost răstignit la Roma, cu capul în jos, socotindu-se nevrednic de a fi răstignit ca Hristos. Apostolul Andrei a fost răstignit pe o cruce în formă de X, care poartă numele până astăzi, crucea Sfântului Andrei, pe
care o găsim la trecere de cale ferată. Sfântul Apostol Pavel, lui s-a tăiat capul, tot la Roma, pe vremea împăratului Nero. Și toți ceilalți apostoli au mers pe acest drum al ucenicii. Iar pentru ascultarea lor, Dumnezeu le-a prorocit că la a doua venire a sa, ei vor fi cei care vor sta pe două, judecând cele 12 seminții ale poporului lui Israel. Iubiți credincioși, ne va spunea următorul lucru despre ascultare. De ascultare trebuie să ținem seama în primul rând, în ultimul rând și în tot totdeauna. Ce bine ar fi dacă avea și noi întipărite aceste cuvinte în inimile și în sufletele noastre. Pentru că în felul acesta ne vom putea da seama cât de mult prețuiește Dumnezeu ascultarea. Mai mult decât orice sacrificiu de care ar fi în stare să-l facem. În Patericul Egiptean se spune că Avamios recomanda ucenicilor o cale sigură de a fi ascultați de Dumnezeu. Ascultare pentru ascultare. Cel ce ascultă de Dumnezeu și rugăciunea Lui va fi ascultată de Dumnezeu. Cu Dumnezeu însă nu ne putem târgui. Îți dau ca să-mi dai înapoi. Și prin ascultare de poruncile lui Hristos noi intrăm în Duhul Lui. Și El devine familiar. Imaginați-vă că vă duceți pe o stradă. Întâlniți un străin și îl rugați să vă facă un lucru. Un lucru pe care numai un prieten foarte apropiat ar fi în stare să vi-l facă. E bine, străinul cu siguranță vă va refuza. Pentru că este străin. Nu vă cunoaște. Așa este și cu noi și cu Hristos. Atâta vreme cât Hristos ne este străin, să nu ne mirăm de ce rugăciunile noastre nu mai sunt ascultate. Un om a venit odată la preotul său duhovnic și se plângea: Părinte, nu știu ce să mă mai fac cu copilul meu, pentru că nu mă mai ascult. Dar duhovnicul l-a întrebat: crezi că fiul tău ar trebui să asculte de tine? Părinte, așa este normal. Sunt tatăl lui. De aceea e firesc să mă asculte, ca și părinte ce îi sunt. Dar dumneata, asculți de părintele tău? Părintele, tata a murit de mult. Nu de acela. Îi spune Duhovnicul, de Dumnezeu, care este Tatăl nostru al tuturor. Din moment ce tu nu asculți de Tatăl cel Ceresc, de unde vrei ca Fiul să asculte de tine. Sfinții Părinți consideră ascultarea ca fiind una dintre marile virtuți, din care se nasc toate celelalte. Așa cum neascultarea, cum spuneam, este păcatul din care se nasc toate fără de legile lumii acestei. Pe tot parcursul Sfintei Scripturi, Dumnezeu a spus oamenilor să facă întâi ceva. Să facă lucrul ce ține de ei. Pentru ca mai apoi să intervină El miraculos. Am văzut astăzi. Iisus Hristos l-a rugat pe Apostolul Petru
să mai încerce o dată. Deși toată noaptea n-au prins nimic. Dar a ascultat de cuvântul lui Iisus. A ascultat, după care a intervenit lucrarea divină. Mă îndoiesc că finalul acestei întâmplări de astăzi ar fi fost unul fericit dacă Apostolul Petru i-ar fi răspuns oarecum, să zicem, obraznic Mântuitorului, spunându-i: Doamne, suntem pescari din Tatăl în Fiul. Noi știm când este vremea de pescuit și când și unde să pescuim. Și vii tu acum să ne vezi pe noi? Lasă-ne, omule, în pace. Du-te în treaba ta, în drumul tău. N-a zis aceste cuvinte. Ci a dat ascultare cuvântul lui Dumnezeu și minunea s-a produs. A făcut ceea ce se ține de el. După care, ceea ce nu mai putea, a intervenit Dumnezeu. Dacă faci partea ta și asculți, Domnul te va ajuta. Fă ceea ce poți, ceea ce ar trebui să faci, ceea ce ar vrea Domnul ca tu să faci. Iar după aceea, nu te îngrijora de lucrurile pe care nu le poți face tu. Dumnezeu va avea grijă de ele. Dumnezeu va face ceea ce tu nu poți să faci. Tu fă ceea ce poți. Iar Dumnezeu va face ceea ce tu nu poți. Încrede. Și ascultă. Făcând ceea ce știi că Dumnezeu așteaptă de la tine să faci. Iar mai apoi, El îți va arăta următorul pas. Când vei asculta asta, El îți va da puțin mai mult. Și pas cu pas, pe măsură ce urmezi, El îți va arăta din ce în ce mai mult. Dar dacă nu pornești, El nu-ți poate arăta. Dacă nu asculți, El nu-ți poate deschide o cale. Așa că, de dragul lui Dumnezeu și de dragul tău, fă acel pas al credinței în direcția pe care îți arată El. Și atunci vei afla ce face Dumnezeu. Urmând de exemplul apostolilor de astăzi, să începem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu cu frică la început, dar cu credință, împlinind poruncile. În mod cel compreșit, poate ne vom îndoi, dar având în față icoana Sfinților Apostoli, ca și ei, vom ști să ne ridicăm, să ne căim de greșelile noastre și o vom lua din nou, de la început, până când, spune Părintele Cleopa, până la sfârșit și nu până la prășit. Până când inimile noastre se vor umple de dragoste și vor urma lui Hristos din toată inima noastră. Urmând așadar pilda Sfinților Apostoli de astăzi, care, iată, au lăsat totul pentru a urma Mântuitorului, să-L lăsăm și noi în urmă gândurile cele de șapte, gândul, grijile lumii acesteia și să pornim încet pe calea sigură, calea pe care ne-a arătat-o Hristos, calea Mântuirii noastre. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.